Baie de mulțime pentru bașcana Evgenia Guțul, care a revenit acasă după întâlnirea cu Putin. În acest scop, de la Comrat la aeroport au fost duși organizat peste 100 de oameni. Întâlnirea a fost transmisă și în direct pe unele platforme în contextul zvonurilor că se pregătește reținerea guvernatoarei autonomiei găgăuze. Evenimentul este văzut de unii analiști ca partea scenariului de destabilizare a Republicii Moldova. Guvernatoarea autonomiei găgăuze a evitat să răspundă întrebărilor incomode. Мы всё сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Российской Федерацией они не прекращались. Мы чувствуем их поддержку. Знаете, что очень тяжелый перелет, и мы очень устали. А вы опасались каких-то радикальных действий властей по отношению к вам? Ну, говорили, знаете, что вас могут задержать? Все возможно ожидать действующей власти, но я ничего не боюсь, потому что за мной народ Гагаузии. Sub obiectivele camerelor, Guțul a făcut baie de mulțime, adunând și lalele. Florile erau îmbalate identic, având chiar aceleași fundițe, ceea ce ne face să credem că au fost împărțite celor care au venit să o întâmpine la aeroport. Unii au încercat să afle de la Guțul cum o mai duce Putin, în timp ce alții au spus că l-așteaptă la Ceadăr Lungă. Am încercat să aflăm ce le-a adus de la Moscova Evgenia Guțul locuitorilor autonomiei găgăuze, de au venit să o întâmpine la aeroport, doar că majoritatea dintre cei prezenți au refuzat să discute cu presa. Cei mai vorbăreți însă ne-au spus că pentru ei a fost o oportunitate de a-și felicita guvernatoarea cu ocazia zilei de 8 martie. Пашкана, поздравить с днем рождения. Ой, с 8 марта. А на чем приехали? Из Гагаузии? Ну, какая разница? Что, автобусы есть, машины есть. Встретить, поздравить. А говорят, что вот сегодня должна была полиция задержать. Не боитесь? Ничего такого. Куда вы узнали, что она сегодня приезжает? Прилетает? Ну, узнал же. Узнал же. Какая разница? Говорят, что кто-то организовал. Правда, неправда? Ой. Всегда все делается организованно, а не организованно это бардак. Analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova, crede că show-ul de azi este parte a scenariului rus pentru destabilizarea țării. Dovada este și faptul că întâmpinarea lui Guțul a fost mediatizată pe larg și în presa controlată de Kremlin. Păi asta intră în arsenalul acelor evenimente destabilizatoare care trebuie să fie organizate în cadrul acelei politici pe care promovează Moscova în raport cu Republica Moldova, destabilizarea Republicii Moldova. În presă s-a inoculat ideea că Guțul va fi arestat, cum au adus acolo oameni, inclusiv la aeroport, pentru a demonstra o adiziune populară largă față de ceea ce face doamna Guțul. Nimic altceva decât un element al politicilor de destabilizare Republicii Moldova. Este absolut evident acest lucru. Despre o eventuală reținere a bașcanei Guțul a anunțat aseară deputatul Fugari Lanșor, informație negată anterior de șeful IGP.